Prima zi a congresului a adus o serie de prezentări și discuții de înaltă calitate, moderate de profesor dr. Marilena Gâlcă. După deschiderea festivă, o personalitate recunoscută în domeniul medicinei tradiționale chineze a vorbit despre valorile MTC și despre importanța acesteia la nivel global. Congresul își propune să aducă în prim plan contribuția esențială pe care o poate avea medicina tradițională chineză în managementul patologiilor sistemului imunitar. Scopul acestui congres este promovarea medicinei tradiționale chineze, care are vechime în țara noastră, dar în acest moment avem oportunitatea să avem o deschidere mult mai amplă în acest domeniu și reunim medici, medici alopați, medici de diverse specialități cu competență în medicină tradițională chineză, dar și terapeuți și, de asemenea, anul acesta și studenți. Medicina tradițională chineză vine ca o completare a medicinei alopate. Pornește de la aceleași mecanisme anatomice, fiziologice, aceleași mecanisme fiziopatologice, dar încadrează patologiile ulterior în ceea ce chinezii numesc sindroame, diagnostic de sindroame, astfel încât o patologie alopată poate să aibă în spate, de fapt, mai multe cauze sau mai multe sindrome și tratamentul evident va fi diferit. Tratamentul este bazat pe diagnosticul acestor sindrome și presupune inserarea de ace, deci acupunctură, dar și fitoterapie, în special fitoterapie din plante chinezești. Prezentările au continuat cu diverse subiecte legate de stimularea punctelor de acupunctură, tehnici de bleeding, în practica clinică și metode de tratament pentru tulburările de imunitate. Printre scopurile noastre declarate de mulți ani este integrarea medicinei tradiționale chineze în sistemul de sănătate și mai mult decât atât în sistemul de învățământ medical din România. În România se face o competență de acupunctură la Ministerul Sănătății, dar competența de acupunctură e un curs scurt care nu aduce cunoștințe complete, iar cererea medicilor care deja au obținut acest atestat de competență a fost ca noi să extindem cursul. Congresul oferă o platformă pentru experți internaționali și naționali să împărtășească cunoștințe și inovații în domeniul MTC, cu scopul de a îmbunătăți diagnosticul și tratamentul tulburărilor de imunitate. Evenimentul reunește profesioniști de renume din diverse domenii ale medicinei tradiționale chineze și integrative. Ziua s-a încheiat cu discuții și concluzii pe marginea prezentărilor, evidențiind importanța unei abordări integrate în tratarea tulburărilor de imunitate. Participanții au subliniat necesitatea colaborării continue între diversele ramuri ale medicinei pentru a oferi pacienților cele mai bune soluții de tratament.